Ceau, dragilor, sunt Oana de la Savuri Urbane și azi vă întâmpin cu una, cu șase lichioruri fine. De pepene galben, de caise, de căpșuni, de zmeură, de cireșe cu tot cu sâmburi și de afine. Afinată, cireșată, zmeurată, căpșunată, caisată și pepenată. Dacă ar fi să îl citez pe dragul și regretatul Radu Anton Roman, aș întreba, dar lichiorul de grapefruit cum s-ar numi? Hai să vedem cum le-am preparat. Este lichiorul naturale de casă, pe un tipic foarte simplu. E o rețetă care poate fi aplicată la orice fructe vă plac. No, la treabă. Haideți să vedem cum facem cele șase variante de lichior de casă din șase feluri de fructe. Ce am pregătit aici? Afine, cireșe, bine coapte, cât mai negre, cu tot cu sâmbure. Zmeură, am și proaspătă și congelată. Caise, cele mai coapte, nu stricate, dar alea picate din pom. Cele mai bune pentru așa ceva, bine, bine de tot coapte. Căpșuni, am și proaspete și congelate. Ca idee, 500 de grame din fiecare sortiment de fructe. Și aici, minunăția, pepenele galben, cantalupu. Ăsta are 1,6 kg, să-l tai în două. Și aia înseamnă că după ce scap de coajă și de miez, jumătate din el o să cântăresc 500 de grame trebuie să am. Din restul, știți ce o să fac? Înghețată de pepene. Înghețata de pepene galben, vă las link, fără ou. Este ceva fabulos, cu frișca naturală, bineînțeles. Ăsta merge la frigider și pe ăsta îl curăț imediat. Acum cu o lingură scobesc ușor, că nu vreau mult să scot miezul cu filamentele. O să zic că nu-i greșit nici dacă le lăsăm și pe astea în lichior. Nu o să ne încup ce mai încolo. Să vă zic eu la ce. Dar foarte puțin. Nici nu vreau să iau așa iurea din el, numai să mă aflu în treabă. Acum pot fie cu lingura, este lingura de aia specială de scobit pepene. Uite așa. Fie îl fac bucăți și le decojesc feliile. Ambele variante sunt ok, uite. Facem așa. Și așa. Cum e cel mai simplu să lucrez așa. Și atunci te scot miezul. Ar fi bine să fie copt bine pepenele. Poate fi și cu miez din ăla mai oranj. Uite așa, în strat cât mai subțire. Am pierderi minime. Și bineînțeles că bucățile astea o să le fac eu mai mici, o să le și zdrobesc ca să iasă cât mai mult gust și aroma. Uite, tot așa iau cuțitul cât mai subțire. Nu mai departe. Deci avem câte 500 de grame din fiecare fruct. În cazul cireșelor și cu sâmbure. La fiecare porție de lichior, la 500 de fruct, un 500 de mililitri de vodcă. Vodcă are 40-42% alcool. Dacă folosim alcool dublu rafinat de 96, atunci punem 250 de mililitri de alcool de 96 și 250 de apă. Îl îndoim. Că noi cu 40 de grade trebuie să lucrăm aici, că împreună cu fructele și cu zahărul să ajungem la un 25-28 de grade, maxim 30. Atât ar trebui să ai bătărie lichiorul final. Borcane. Sigur mă întrebați de unde le-am luat. Sunt borcane de 1,5 litri din Teddy, magazinele alea Teddy, cu filet. Special pentru asta le-am luat și mi-a zis că după aia o să le folosesc la depozitare de paste, făină, zahăr și altele. Borcan de 1,5 litri, cu ce să începem? Hai cu pepenele. Da? Pun fructul. Asta e varianta simplificată de lichior, v-am zis. Eu așa l-am făcut anul trecut. Când eram la fiica mea în Olanda, i-am făcut nu știu câte soiuri și cu fructe exotice, cu passion fruit, fructul pasiunii, maracuia, cu mango, cu lămâie, cu lime, cu tot felul, cu cocos, foarte fain ori ieșit. Și asta e formula pe care am găsit-o și mi-a plăcut. Cu tot ce e aici, cu zeama bună. Deci asta e pepenele. Și acum fie cu mâna, eu îmi bag mâna aici și storcoșesc bine, cum s-ar zice. Mai nu vreau să bag blenderul, că atunci mi iese tulbure lichiorul, da, un pic trebuie să apăs aici bine fructele, nu vă stresați că vine alcoolul și sterilizează tot. Așa că cu mână, cu lingură de lemn, cu ce vreți. Dar mai bine aici în borcan, că măcar nu vă stropiți în bucătăria.
mai pun zahărul, mai după ce am pus zahărul, venim cu linguroiul. Le-am vedeți să fie de la de dulceață, să nu fie băgat în ceapă călită sau în zacuscă lingura, că ia miros după aia tot lichiorul. Uite ce fain! Și eu nu-l mai fac în etape. De la început pun zahărul, alcoolul, capac și direcția ori frigider, ori cămară răcoroasă. Așa. Și apoi așa, odată pe săptămână le mai agit borcanele, pentru că trebuie să stea măcar 6 săptămâni la macerat, ca să iasă tot ce-i bun din fructe. Na. Acum jumătate de litru de vodka. Și ăsta e modelul la toate. Și zahărul mi s-a părut că e suficient 200, că avem rețete și cu mai mult zahăr, dar parcă asta a fost varianta cea mai bună. Îl închid imediat. Drag, uite așa o zotroneală, cum se zice la noi. Și îl dau la rece, dacă vi las pe masă deocamdată ca să vedeți cum le fac pe toate. Bun. Mai departe. Și acum, hai să vedem cu cireșele. La fel, le bag în borcan. Le strâng bine după aia cu mâna, să le sparg un pic. Să va fi cireșată. Uite, așa le zdrobesc. Sâmburilor o să dea un gust foarte bun aici. Păi nu vă faceți probleme că se lucrează cu mâna, că la zdrobitul strugurilor doar se făceau cu picioarele în teasc, acolo în... Puneau fetele și băieții și de ei, în picioarele goale, storcoșau, zdrobeau strugurii. Zahărul, tot așa, 200, și vodka. Amestec, o să agit borcanul și l-am macerat cu cireșata noastră frumoasă. Am avut un pic mai puțin de 500 de grame de cireșe, dar asta e puternice față de alte fructe, ele s-o dea aromă faină. Strâns bine să nu răsufle. Bun, altul. Caisele, pentru caisată. Moi faine, cât mai coapte. Vai, ce fain miros astea grozave. Le mai zdrobesc și pe ele ca înainte. Dar nu prea mult, că e deja pastă. Așa că cu astea nu ne prea batem capul. Depinde de cât e de coapte. Pentru extra aromă o să pun și sâmburi. Miez de asta de sâmbure de caisă. Am câțiva, i-am clătit. Ușa din comerț, dar puteți folosi să spargeți sâmburii caiselor care intră la richer. Uite, așa le-am dat o clătire. Zahăr. Păi au gust de migdală, amară. Foarte fain. Și vodka. Și dă-i și amestecă și aici. Și pe urmă scuturăm bine borcanul. Shake! Rock and roll! Bun. Next. Zmeura. E că ți-o mai dezghețat. Nu numai bine. Este delicată pe asta cu lingura de lemn. Pot să o zdrobesc un pic. Zdrobesc un pic aici așa în borcan. Să iasă bine de tot culoarea și aroma și gustul și tot. Vai, asta cred că e cel mai bun licăr și mie asta îmi place. Mie îmi place și dulceața de zmeură cel mai mult și are culoarea aproape ca zmeura proaspătă. Vă las link în descriere să vedeți dulceața de zmeură. Fiartă rapid, 12 minute, nu cu orele. Zahărul.
vodka. La borcanele să puteți pune și cantitate mai mare, să lucrați cu 600, să zic, maxim. 600 de fruct cu 600 de alcool și eventual 250 de zahăr. Na. Ne-am încadrat încă într-un litru jumate. Mamă, ce frumoasă e asta și ce arome. Bine, acum miroase tare alcool, dar asta se va estompa aroma de alcool și va primi aroma fructului în timp. De aia se lasă la macerat, la maturat. Ci 2 luni, nu numai 6 săptămâni, 8 săptămâni. 2 luni, perfect. No, asta aici a venit, că facem curcubeu. Mai avem 2. Hai să facem afinele. Afinata. Deci zahărul. Punem afinele. Păi ar trebui cu pâine să le pun. Mai simplu. Să nu dau pe lângă. Peste sigur le zdrobesc cu mâna ca să li se spargă boabele să fie culoare. Acum astea sunt de cultură, nu se iasă la fel de închisă la culoare afinată ca și cea făcută cu afine de pădure. Eu vă las ambele rețete de afinată, avem și cu afine de cultură, cum să stea, este mai rozalie și cu afine de alea de pădure de la Muntele Găina. De până Apuseni s-a dus la Arad, pe alea ți iese cerneală, așa iese afinată cu alea. Mestec bine. Și sper să iasă ceva culoare totuși din ele, chiar dacă sunt de cultură, să vedeți că se va schimba culoarea în câteva zile, săptămâni, se va mai închide, că ies pigmenții direct în alcool. Bun, și ultimul lichiorul de căpșuni sau căpșunata, cred că tot așa pun cu pâlnia, câți bucăți mai mici să-mi meargă aici toate. Celea congelate s-au mai dezghețat, numai bine, să le zdrobesc un pic. Ce aromă grozavă, au fantastic, este tare faină. Și căpșunile congelate sunt foarte parfumate. Să știți că eu din Lidl iau căpșuni la pungă, alea congelate și sunt foarte bune de ani de zile. Zahăr, vodka și amestecam. Capac. Treaba asta o facem cu scuturatul măcar o dată pe săptămână. Măcar cu capul în jos, așa și așa. Și mai deschidem deloc borcanele. Lăsăm în pace. Na, ce ziceți? The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Nu? Culorile curcubeului. Regenbogen. Arc en ciel, en français. Răbdare. 6 săptămâni. Numai le zotronim, adică le scuturăm și pe urmă le tragem în sticle. Cum? Păi le strecurăm și vă arăt ce facem și cu pulpa rămasă, că nu o să o aruncăm. Așa bunătate. No, direcția frigider sau cămară. Dacă n-aveți cămară răcoroasă, faceți-vă loc în frigider. Ne vedem mai încolo. Ui ce fain este! Lichiorurile de pepene, caise, căpșuni, zmeură, cireșe, afine. Afine. Le-am tot scuturat timp de 6 săptămâni în cămară. Uite așa, până li s-a dizolvat zahărul, că a durat ceva. Și-a schimbat culoarea, s-a maturat frumos, s-au macerat fructele. Uite, și asta era mai verzui, acum e galben pepenele. Să scuturăm și cireșele, sau cirese, cum se zice la Arad. Și afinele. Uite aici ce culoare. Na? Și acum ce facem mai departe? Păi le filtrăm și le tragem în sticle. Na, hai să le luăm pe rând. Pun deoparte și vă arăt pe rând cum fac. Na, hai să vedem ce ne face
lichiorul de pepene galben. Că s-a lipit. Oh, ce bine miroase. Deja nu mai te trăznește alcoolul. Sită, cană cu cioc și străcor. Trebuie că să vă întrebați ce fac cu ce rămâne. Să vă arăt eu mai încolo. N-aruncăm pulpa. Din tot ce rămâne aici după străcurare, facem cremă de lichior cu frișcă. Să vă arăt eu imediat. Strecurăm bine, bine de tot și colectăm pulpa într-un castron. Mai ajutăm cu lingura, nu apăsăm, doar mișcăm pulpa aici pentru că se înfundă ochiurile sitei. Și așa ușor de tot presez și scot deoparte într-un castron curat. Și mai departe, tot așa. Până filtrez tot. Ce culoare superbă are, minunată. Uite cât e de fain ăsta de pepene galben. Dacă era mai oranj pepenele, normal că avea și el altă culoare. Lichiorul. Știți că sunt pepenii aia cu miezul portocaliu închis, oranj. Trebuie să avem răbdare. Și să mai mișcăm pe aici bucățile. Bun. Aici am toată pulpa care e imbibată bine de tot încă cu alcool, pe care o punem fie înapoi în borcan dacă aveți loc și în frigider, deja nu mai ținem așa, fie în cutie de plastic sau în pungă. Se poate inclusiv congela, pentru că putem face altă dată lichiorul cremă, ceea ce o să fac și eu în altă rețetă, să vă arăt cum se face. Am scurs, aici fiind cană gradată, deci aici un litru, aici 700, am undeva 750 de mililitri. Și aici pulpa pe care am pus-o în ziploc și bag la congelator. Pâlnie și sticlă. Și turnăm. Că de-aia am vrut să fie cană cu cioc. Așa. Și mai punem în sticlă mai mică. Aici mi-a rămas un pic de tot și l-am și pus în pahar ca să gustăm. Da, trecem la următorul, caise. Hai să ne vedem ce ne fac caisele. Viitoarea caisată. O, ce bine miroase și asta, na? Hai să-i dăm cu filtratul și aici și cu sâmburii. O ia fain puși. Și aici mai agit un pic prin sită, fără să apăs, că nu vreau să fac piure. Vreau să curgă lichiorul. Uite, faine și sâmburii. Lăsăm bine, bine la scurs. Și tot așa recuperăm pulpa. Cu tot cu sâmburii ăștia faini, care au aromă de migdală amară. Uite că tot așa, 700 și vreo 50 de mililitri ieși și din caisată. Ma culoarea depinde și de soiul caiselor. Aia de pe blog, când a făcut-o Diana, era mult mai deschisă la culoare, dar acum astea ar fost și foarte bine coapte, că așa le-am ales, că pentru așa ceva. Aici am pulpa din care o să fac ulterior lichiorul cremă, pe care o pun în ziploc și o să bag la congelator. Și imediat îl trec în sticlă. Excelente! Ce aromă faină are de căisă și de migdală, de la sâmburi. Așa. Și așa. Și trecem la căpșunată. Bineînțeles că am mai spălat strecurătoarea și asta. Uai, să ne aromată, superb. No, așa da. Și aia de caise e foarte faină, că am gustat-o. Tot așa strecurăm. Colectăm.
congelăm pulpa. De ce culoare faină are căpșuna ta? Și uite cum s-au decolorat căpșunile. Da, vezi? Asta face alcoolul. Scoate ce-i bun. Culoare și aromă. Mă, la asta, dacă vreau să-i fac lichior crema, va trebui să mai pun niște căpșuni proaspete să aibă culoare. Dar eu le congelez așa cum îs, că au alcool mult în ele și completăm. Când o fi moment, mai punem niște căpșuni. Să aibă culoare proaspătă. Ca aroma au astea. Dacă au gust, le puteți folosi și la prăjituri. Nu dacă aveau și nele din vișinatea. Mamă, ce bune sunt. Dulci, alcoolizate și cu aromă de căpșună. Intensă. Încă mai au aromă. Da, zic, nu le aruncați. Faceți un fan de șpan, ca ăla cu cireșe sau cu vișine, vă las rețeta, în loc de alea puneți fructe din astea. Și la cuptor, alcoolul iese, că se evaporă de la căldură. Și rămân fructele astea bune, cu aroma lor grozavă și cu gustul concentrat de fruct. Deci pot mânca și copiii dacă le coaceți. Dacă nu, le puneți în creme de tort, în prăjituri, bă, ce bunătate. Mă arată foarte bine căpșunile. Dar nu. Și continuăm. Așa am rezolvat și căpșunile. Și am filtrat, mă rog, strecurat căpșuna ta, care are o culoare fenomenală. De gust și aromă. Trebuie să faceți ca să vă dați seama. E greu de povestit. E gust de căpșună proaspătă. O să punem și căpșuna ta. Uite aici culoare. Să miroase de la un kilometru căpșuni. Aromă naturală. Și culoare naturală. Deci așa să luați în calcul cam 750 de ml ies de lichior. Poate chiar spre 800. Și un pic de degustat. Tot rămâne. Asta merg la congelator și asta merg în cameră și asta se degustă, dar nu așa, că asta trebuie pus în ceva mai mic sau beau 3 persoane de aici. Da, zmeura la rând și asta are o aromă, fai, este cea mai fină, preferata mea, zmeura și dulceața de zmeură. Dacă vedeți cum arată, vă las link în descriere. Deci asta săraca și-o lăsa culoarea în lichior, să-i de o finețe zmeurată de casă, bineînțeles făcută așa, cu vodcă sau cu alcool dublu rafinat, nu cu răchie sau pălincă sau mai știu eu ce țuici de casă zise, curate. N-ai ce amesteca fructele, de ce să vii tu cu tescovină, cu țuică de struguri sau cu prună peste finețea asta de zmeură? Păi bătaie de bagiocură, cum s-ar zice. Na, din asta, dacă o să vrem să facem lichior cremă, trebuie pasată, prinsită, alta, nu prin asta chiar așa fină, că se înfundă, dar trebuie să scăpăm de sâmburi. La căpșun la fel. Mă las aici să se scurgă bine de tot de lichior. Peste 750 de ml a ieșit și de zmeurată. Încă nu-i scursă cum trebuie. Pe asta o mai apăs să iasă bine de tot. Din nou, ca la căpșun, dacă facem lichiorul cremă, va trebui să-i suplimentăm cu câteva boabe de zmeură proaspătă sau congelată, să aibă culoare faină, că săraca și-o lăsat-o aici. Uite ce frumusețe! Senzațional! Și culoare și aromă și gust bun. Și nu te doare capul de la lichiorurile astea faine de casă făcute așa, am zis, nu cu rachiu, nu cu țuică, nu cu alte comedii. Astea de la Teddy, sticlele sunt foarte bune și de sirop, de la magazinele Teddy. Pac. Și la fel o să fac și cu pulpa, o pun în punguliță la congelator. Să gustăm un pic. Sănătate! Vis! Lichior de înaltă clasă. Fin. Fin, elegant. Le-am mai dat câte o clătire
echipamentelor. Mă vine cireșata cu sâmburi. Oh, ce fain miroase. Uite aici cu vara, asta merge repede, străcuratul. Nu e așa complicat ca la alea cu semințe, cum îți mai ura și căpșuna. Deci aici un pic le mișc, că sunt și cireșe zdrobite. Știți voi că am strâns în pumni câteva fructe, să fiu sigură că iese aroma din ele. Ce faine. Și avem și întregi. Asta sunt minunată de prăjitură, exact ca vișinele din vișinata. Cu cireșele va fi mai complicat, că trebuie să le scoatem sâmburii înainte de a le transforma în lichior din ăla de care v-am zis, cremă. Și aici trebuie să completăm cu niște fructe proaspete, ceea ce s-ar putea iarna să n-avem, și putem pune vișine congelată. Să vă arăt eu când o să facem asta. Pentru că lichiorurile alea cu cremă, cu frișcă, se consumă imediat, că fructele sunt deja macerate. Și să vă arăt eu cum punem frișcă, lapte, zahăr și altele. Și alea se țin în frigider și se consumă imediat. Dar țin și 2-3 luni la rece. Nu trebuie băute imediat. Na. Și am terminat și cu cireșata. Așa, și așa să ne pregătim sticle și sticluțe. Astea sunt mai mici sticlele și de-aia mi-a ieșit așa împărțeala, nu mai rămas de pahar, dar punem noi. Și afinele. Faimoasa afinată. Să-i dăm. Și astea s-au decolorat, dragele, de ele. Și ori colora lichiorul. Tot așa nu le pasez, doar le ajut să desfund ochiurile sitei un pic. Le presez foarte ușor, să iasă cât mai mult lichior din ele. Deși pe ele le pun deoparte. Superbă. Și aroma, și culoarea, și sunt convinsă că și gustul. Eu știu că facem de ani de zile. Rețeta de afinată e publicată de mult pe Savori Urbane. Vă las link. Ce v-am zis, cu afine de pădure este mult mai închisă la culoare, aproape neagră, dar să știți că și ăstea, fiind de cultură, au dat culoare frumoasă. Îi când iese mai rozalie. Gata, și cu afinele. Sticle. Pâlnie. Ce frumos e violet. Frumoasă afinată și tot așa o să păstrez fructele pentru lichiorul cremă. Pepenele, căisele, căpșunile, zmeura, cireșele cu sâmburi și afinele, direcția congelator. Și mai la iarnă ne jucăm cu ele și facem delicatese pentru Crăciun și Revelion. Să reprezentăm elegant. Scos paharele bacara de cristal de la bunica. Farfurioarele de argint. Până acum avem afinată, cireșată, zmeurată, venirea căpșunată, lichior de căpșuni. De ce frumusețe! De caise. De ce frumos onctuos e. Și de melon, de cantalup, de pepene galben. Nu, ce spuneți, cât de faină? Știi ce culori au? Lichior natural, fruct, alcool de calitate și zahăr. Trebuie răbdare, să se matureze, să se macereze. Pe urmă îl punem în sticle, mergem în cămară. 2, 3, 4 ani țin fără probleme. Încercați și vă rețeta, că sunt grozave. Ați văzut
tipicul, cât fruct, cât zahăr, cât alcool. Puteți face și combinații între ele. De exemplu, eu știu, căpșună cu rubarbă. Încercați un lichior de frăguțe în loc de zmeură sau de căpșuni. De coacăze negre în loc de afine. De mure, de ce nu? Dacă v-a plăcut rețeta noastră, nu uitați să vă abonați la Savori Urbane, să dați un like, un share, adică să apreciați clipul, să-l distribuiți și să ne vedem cu mare bucurie data viitoare. Vă pup, ceau!